Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim cu Alexia. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu Alexia aici. este un artist al județului nostru, un artist care înseamnă să creezi viață. Dacă ar fi să cităm și să căutăm un citat, ea a creat și creează zi de zi, dar aș vrea să ne spună Alexia Trif, pentru cei care nu o cunosc. Eu am descoperit-o de curând și pot să spun că urmărind pagina ei de socializare am văzut doar lucruri wow și lucruri frumoase. Ce înseamnă pentru un tânăr să-ți iei viața în mâini așa și să pleci peste hotare și de ce nu, chiar dacă ești departe de țară, să reușești să creezi, să reușești să te impui în această lume a muzicii și nu numai, și să fii așa încrezător în tot ceea ce Dumnezeu îți hrăzește. Așadar, draga mea, hai să vedem cine ești tu. Ce frumos spus, mulțumesc! Păi, eu sunt artist, momentan studiez în Londra, la Facultatea de Muzică, University of West London, London College of Music. Cursul meu se numește Music Performance and Music Management. Și acolo studiem muzică și despre industria curentă. Eu, cum îmi place mie să spun, cred că totul a început de când eram în pântecele mamei, pentru că ea obișnuia să cânte și cu vocea și la chitară. Și cred că de acolo mi se trage pasiunea aceasta. Când eram mai mică, în școala primară, niște profesori m-au sesizat și am început să mă trimită la concursuri de muzică populară. Deci am iubit folclorul românesc de când eram mică. Da, așa se începea orice artist, da, de Da. renume de la noi din țară, a început de la grădiniță. A fost remarcat de cadrele didactice și a fost trimis la serbări și la Exact, concursuri. și concursuri chiar pe care la care m-am descurcat și chiar pe unele le-am câștigat. Apoi știu că din pasiunea aceasta, părinții mei au decis să mă trimită la școala populară de arte, dar acolo nu mai erau locuri la secțiunea de muzică populară, așa că m-au trimis la muzica ușoară. Și cred că așa a început această pasiune pentru muzica pop și R&B. Da, de acolo am mai participat la diferite evenimente, concursuri, apoi în orașul meu am înființat o trupă cu niște prieteni de-ai mei din Blaj și am început să facem cover-uri ale artiștilor deja cunoscuți. La vârsta de 9 ani am dezvoltat o pasiune descoperindu-l pe Michael Jackson. El și în Da, momentul de noi tocmai față. discutam că avem această pasiune comună. Da. Chiar și eu în adolescență aveam pereții plini La de fel și eu. postere. Da. Te rog. Da. M-a fascinat. De când l-am cunoscut prima dată, adică l-am cunoscut, l-am descoperit. Și cred că el a avut o influență enormă asupra stilului meu și, da, felul în care văd eu muzica. M-a atras pe lângă producția muzicală, producția vocală și tehnica vocală, m-a pasionat foarte mult și coreografiile lui, m-au pasionat extrem de mult. Stilul lui vestimentar și aparența lui, așa, apariția. Faptul că și era neconformist, adică Exact, nu. da. Era pentru mine ceva wow. Îmi venea să-l imit în continuu. Știu că îi memoram toate coreografiile, chiar și din stilul lui vestimentar. Ce-ți plăcea cel mai mult din stilul lui vestimentar? Îmi
îmi plăceau foarte mult accesoriile astea din metal, curele și știu eu ce. Părul lui îmi plăcea foarte mult. Și gesturile, nu neapărat coreografia, dar gesturile. Era atât de artistic și atât de, nu știu, confident și îmi plăcea super mult. Ceva mă atrăgea la el. Da, apoi când am mai crescut, pe la vreo 10 ani, am descoperit-o pe Britney Spears cu piesa Baby One More Time. Și ea a devenit o altă influență. Da, pe ambii artiști îi ascult și îi apreciez și mă influențează, mă inspiră în fiecare zi și mă regăsesc în arta lor. Ce frumos! Pentru că, într-adevăr, fiecare dintre noi avem nevoie la un moment dat să fim inspirați până la urmă. Și cu siguranță și tu, la un moment dat, inspiri pe cineva. Sunt sigură de acest lucru și nu neapărat, cum ai spus și tu, nu neapărat trebuie luat ca întreg, cu întregul, ci pe anume particele. Adică, ție, de exemplu, ți-a plăcut, să spunem, și astfel poți să împrumuți și să-l pui, să spunem, în imaginea ta sau în stilul tău, să-l adaptezi. Te rog. Bun. Deci așa ai fost în adolescență, să spunem, da? Ai fost inspirată de acești doi mari artiști. Exact. Dar de la noi din țară. Hai să vedem ce artist îți De la plăcea noi să din țară. De la noi din țară, de când eram mică, ascultam Andra foarte mult. Andra, asculte. Delia, mai nou îmi place Carla's Dreams. Ada, foarte mult îmi place de ea. De Emilian, Sore, și Feli. Mulți artiști până la De urmă. fapt, pe listă sunt mult mai mulți, dar acum cât am putut eu să-mi aduc aminte să gândesc pe moment, da, cam aceștia. Despre aceștia ai ales să ne vorbești, să spunem, acum. Da. Bun. Cum ai ajuns tu în Londra? E bine, eu, după ce am terminat școala generală, am decis să studiez în Alba Iulia, canto clasic. De acolo, acolo l-am întâlnit pe prietenul meu, care momentan este producător de muzică și mixing engineer aici în Londra cu mine. Cum s-a întâmplat? Eu am fost acolo, am studiat operă. Am dezvoltat această pasiune pentru o nouă latură a muzicii. Am participat și la Olimpiada Națională de Canto Clasic, în care nu mai știu exact în ce an, dar am luat locul 3. Am înțeles. Super, Da, felicitări. mulțumesc! Și apoi mă gândeam ce să fac pentru facultate, dacă ar trebui să stau în România sau să, nu știu, să merg în altă parte sau nu eram încă decisă. Și pentru că cumva în operă trebuie să cumva să respecti partiturile, să ai un anume stil. Și eu nu Adică eram atât de. nu Eu poți să-ți eram dezvolți puțin creativitatea. nonconformistă. Da, exact. Eu eram puțin nonconformistă și tot timpul simțeam că vreau să fac mai mult, că vreau să adaug lucruri acolo. Și îmi plăcea foarte mult să compun piese. Și atunci am zis, parcă totuși aș continua pe stilul pop, muzică ușoară, m-a pasionat dansul foarte mult. Și atunci m-am gândit un pic și la altă variantă. În România aș fi putut să merg doar pe pedagogie muzicală sau operă sau canto popular, din câte mi-aduc aminte. Și nu era această ramură de pop. Și atunci am vorbit cu prietenul meu, el deja intrase la facultate în Londra
pe producție muzicală și el m-a motivat și m-a îndemnat să vin și eu aici cu el. Și asta am și făcut. Am venit, nu mă descurcam foarte bine cu engleza, ce-i drept, la început și am avut un pic nevoie să mă acomodez. Așa că un an am venit și am muncit, m-am pregătit pentru admiterea la facultate și apoi am și intrat. Am intrat la cursul la care studiez acum. Cum au fost primele zile în Londra? Pentru că se știe că este cu totul nou, este da. O schimbare enormă. Eu am fost foarte entuziasmată la început și nu mi-am imaginat toate greutățile pe care o să le întâmpin. La mine era doar ceva nou și wow și doar cumva părțile pozitive în mintea mea. Nu mă așteptam. Dar da, a fost un șoc. A fost un șoc și mi-a luat destul de, adică nu că mi-a luat destul de mult, dar impactul a fost destul de puternic. Și da. Până la urmă m-am acomodat așa ușor. Cine ți-a fost alături în acea perioadă? În acea perioadă, prietenul meu, desigur, cu care și locuiam, și familia. Familia mi-a fost alături de la începuturi. Ei m-au susținut de când eram micuță și am făcut primii pași spre muzică, în carieră, în viață și peste tot. Ei au fost alături de mine și m-au susținut. Cât de important este să ai familia în a te ajuta și a te sprijini în visul tău și în ceea ce îți dorești tu? O importanță de nedescris, cel puțin pentru mine, ei sunt o comoară, nu știu. Și distanța asta de multe ori îmi dă o stare nostalgică și faptul că noi acum trecem printr-o situație mai delicată cu pandemia și cu a avut un impact destul de mare asupra stării mele psihice, să spunem așa, în ultima perioadă. Dar ei cumva reușesc să mă motiveze, să-mi spună ce pot eu să fac și unde mi-e nivelul, pentru că de multe ori uităm. Exact. Da. Avem nevoie de, în astfel de momente, avem nevoie de sprijinul familiei sau al prietenilor, pentru că fiecare avem zile și zile. Până la urmă, exact. Că vrem, nu vrem. Exact. Și ei mereu sunt acolo pentru noi. Oricând, orice am avea nevoie, ei vor fi acolo. Și nu m-au dezamăgit niciodată. Super. Super. Da. Ce frumos. Am găsit pe pagina ta de socializare și despre cum decurge o zi din viața ta, să spunem așa. Pentru că foarte mulți își imaginează că viața unui artist este wow, adică numai, nu știu, fotografii, numai, nu știu. Nu e chiar așa, în special la început, da. Ei bine, eu când am venit aici, am fost implicit nevoită să mă și angajez, ceea ce nu am mai experimentat până atunci. Și acesta a fost un alt pas spre maturizare, să zicem așa. Nu este doar, deci, viața unui artist, să zicem, mai ales la început, nu e doar muzică, cântec, veselie, poze și cam atât. Este foarte multă muncă în spatele acestora. Cum am spus, eu îmi scriu piesele, le produc împreună cu prietenul meu și noi ne ocupăm și de videoclipuri, noi le realizăm. El mă filmează și împreună apoi le edităm. Nu lucrăm cu alți oameni, deci probabil de asta se explică faptul pentru care noi ne mișcăm puțin mai lent, să zicem așa. Nu reușim să facem exact
cum ne-am dorit și cât ne-am dorit. Dar haideți să nu trecem așa repede și să vedem cum ai început tu, cum ați început voi să produceți muzică până la urmă. Nu știu dacă am exprimat chiar corect, în Londra. Pentru că nu făceați acest lucru în țară, nu? Da, nu facem acest lucru în țară. Noi amândoi am trecut printr-o perioadă mai delicată, să spunem așa, fiind cumva influențați de viața grea de aici, de faptul că noi eram mici, neinițiați, cumva toate greutățile și-au pus impact pe noi și pe relația noastră și până la urmă am ajuns să ne separăm. Da, și acolo, cumva să zic că am experimentat o mini-depresie în care au luat naștere primele mele piese. Dar poate să spunem că, într-un fel, erați de așteptat. Voi nici nu vă cunoșteați, poate, foarte bine, dar și conviețuirea în doi automat implică nu numai ouă, adică nu este doar miere, da? Exact. Oaspe și miere, și automat faptul că ați fost și sunteți într-o țară străină, automat au intrat alte. Da. Am fost presiuni, da. Presiuni din toate părțile. Uite, hai să salutăm pe persoanele care sunt alături de noi. Nicoleta Oprița, bună ziua, bună ziua, Bună draga ziua! noastră. Vasilica Gomboș, hei, ce frumos, noi iubim Londra, abia așteptăm să ajungem din nou acolo. Într-adevăr, Vasilica are pe sora ei în Londra și de aceea ea cunoaște, a mai fost în vacanță și bineînțeles că abia așteaptă să o viziteze din nou. Mihaela Elena Popescu, bună seara, Minerva Tri, bună seara fetelor, vă pup și noi vă pupăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi și bineînțeles, ca de obicei, vă adresez ideea de a distribui acest live dacă considerați că povestea de viață a Alexiei este de folos și altor persoane, poate să inspire și de ce nu, astfel o puteți să o cunoașteți pe Alexia, cea care ne face cunoscuți și peste hotare. Bun, așadar, Alexia, de la povestea voastră, da, de la o situație mai dificilă, a început o poveste frumoasă. Te rog. Exact. Cum se știe, în tot răul există și un bine. Da, și Și un șut în fund, un pas în față. Te exact. rog. Și acest bine a fost cumva pasul spre ceea ce facem noi acum. A fost un nou început. Până un început. Da. După o perioadă de timp, noi eram încă separați și mi-am făcut curajul să-i arăt piesele, să-i le cânt. Și el a fost plăcut surprins și cumva l-a motivat și pe el Dar să lucrăm împreună. piesele erau compuse de tine. Da, erau compuse de mine, da. Eu scrisesem versurile, linia melodică și aveam și niște acorduri pe care le cântam la pian. Și așa i-am arătat lui piesele și au plăcut foarte mult și de acolo a venit ideea de a le produce. Eu, când le-am scris în acele momente, nu m-aș fi gândit niciodată că vor fi publice sau că le voi lansa. Niciodată. Le-am scris așa pentru mine, să mă descarc. Cu toții știi cum în momentul în care suntem într-o situație și în general cei care avem o înclinație, fie spre scris, fie spre ne așternem gândurile. Și așa s-au născut și, să spunem, și poeziile marilor poeți până la urmă, da? Exact. În momentele de cumpănă, poate, și de dragoste până la urmă, pentru că, într-adevăr, tu aveai acolo mai multe lucruri în sufletelul tău acumulate și care trebuiau să iasă la suprafață. Ei, și acela a fost momentul în care tu ți-ai așternut gândurile, să spunem așa, și modul tău de a te exprima. Exact.
Giulia Maria ne salută, bună seara și felicitări, Alexia. Și Ramona Cama ne salută, salutări tuturor, ea este în Istanbul. Deci așa, dar după cum vezi, suntem urmăriți din de peste tot. De peste tot, așadar te faci auzită, nu numai în țară. Pot să mai menționez că cei care vor să te descopere, tu ai pe YouTube un canal, o să-l punem în comentarii și canalul tău, astfel încât cei care doresc acest lucru să te descopere și să afle despre muzica ta. Pentru toți doritorii, eu sunt Alexia Triv, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook și pe toate celelalte platforme de socializare. Bun. Uite, și Dana Andro ne salută. Bună seara, vă ascult cu drag. Și noi, datorită Danei, noi ne-am întâlnit și astăzi s-a putut realiza acest live și întâlnirea noastră. Bun. De acolo, deci de la această poveste, ți-ai luat, să spunem, inima în dinți și i-ai arătat iubitului tău despre ceea ce ai scris tu. Da, exact, gândurile mele într-un mod mai artistic, să spun. Ceea ce nu am putut eu să-i spun atunci. Da, super. Da. Și, bine, că aveai și totuși de unde ai găsit puterea? Pentru că aveai și o teamă, mă gândesc, că da. Spui, să spunem, gândurile pe tavă, cum se spune. Așa este. Nici nu știu de unde am găsit putere și curaj. Probabil noi am construit o relație destul de puternică în acea perioadă. Și mă simțeam, aveam încredere în el, eram destul de apropiat, să spunem, deși eram separați. Și probabil încrederea m-a făcut până la urmă să-i arăt. Da. Super. Și cum au început? Cum au început până la urmă? Pentru că na, era o chestie nouă până da. Tu le-ai scris, le-ai așternut, le-ai arătat și da, au început le-am arătat până la urmă. Și apoi noi, stând aici, ușor, ușor ne-am achiziționat echipamentul necesar pentru a înregistra. El deja avea un minim necesar și am făcut primele înregistrări. Apoi, cred că ne-am dezvoltat așa pe parcurs. Am învățat unul de la altul, de la facultate, de la profesorii noștri și din toate experiențele. Ați găsit sprijin. Deci ați găsit sprijin acolo. Da, da. Am găsit sprijin. Cred că dacă erați în același cadru, dar la o facultate din România, se putea realiza acest lucru? Probabil nu cu informația de acolo. Pentru că noi aici lucrăm în programe de muzică, lucrăm cumva mai mult digital, ceea ce în România nu sunt sigură, dar nu cred că e la fel, nu cred că se întâmplă la fel. Da. Deci aici, pe lângă teorie și lucrurile de bază, avem acces și la toate echipamentele și programele de muzică, de editare și cred că asta ne-a ajutat într-un fel. Super. Să ne punem în practică ideile și proiectele. Super. Am văzut pe YouTube, ai foarte, foarte mulți urmăritori. Cum ai reușit să-i aduni pe toți acești oameni? Pentru că nu este simplu. Cu greu și încă lucrez la asta. Cred că secretul e să le oferi constant oamenilor conținut. Ceva ce te reprezintă, ceea ce ești tu. Și cred că interacționarea este cea mai importantă. Încă muncesc la asta. Din nefericire, nu,
nu reușesc să postez la fel de mult cât mi-aș dori, pentru că sunt destul de ocupată și cu facultate și proiectele de la facultate, și muncesc pe timp de noapte într-un hotel și cam asta ia tot timpul. Însă în timpul liber amândoi muncim la visul nostru și încercăm să creăm cât se poate de mult și de calitativ, cu tot ce avem și ce știm noi mai bine să facem. Da, cred că cei mai mulți sunt din România și vreau să le mulțumesc pe această cale că mă susțin și că sunt alături de mine. Și da, urmează foarte, foarte multe proiecte la care lucrăm momentan, eu și cu prietenul meu. Și abia aștept să le lansăm, să le punem în practică și să le lansăm, să le vadă toată lumea. Uite, doamna Maria Berdea ne salută și bravo, Alexia. Crimu Mădălina, bună seara frumoaselor. Camelia Raganie este din America, este verișoara mea și ne salută. Ne dorește mult succes în proiectele noastre. Mulțumim, Camelia, mulțumim că ești alături de noi ca de fiecare dată. Pentru ce ai face tu orice sacrificiu? Cred că pentru muzică. Eram sigură. Da, pentru muzică. Dintre toate pasiunile mele, clar, muzica. Da. Asta îmi creează satisfacție, mă liniștește, iar când simt așa un tumult de presiune, simt că pot să mă descarc creând muzică și cântând. Adică ți se întâmplă să cânți prin casă, așa cum facem și noi ceilalți, da, să spunem, da? Constant. Peste tot, orice aș face, cânt. Uneori, chiar și când merg pe stradă, realizez că încep să cânt și atunci opresc. Dar, da, și în duș, în casă, când gătesc, când spăl vasele, orice aș face, cânt. Și de multe ori îmi vin idei pe care trebuie să le înregistrez atunci. Deci, de multe ori mi s-a întâmplat și când făceam duș sau călătoream să am o idee în cap de o melodie sau de un vers și să trebuiască să o înregistrez chiar atunci să nu mă uit. Și cum așa... procedezi? Ai un portofon? Cu telefonul? Cum procedezi? Telefonul. Pe telefon mă înregistrez ideile ca să nu le uit. Apoi le reascult când am timp și atunci încerc să fac ceea ce pot, să creez melodii. Așa a luat naștere și piesa Still in Love, pe care am lansat-o. În o mare parte din ea a fost creată în duș. Wow! Băi, înseamnă că trebuie să stăm și noi mai des la duș. Hai să vedem, că poate. Da. Ne ajută. Da. Altă piesă a fost compusă când eram în pauză la muncă. Piesa Sweet and Bitter a fost aceea. Piesa TikTok a fost compusă pe drum de la muncă spre casă. Deci nu cred că există o piesă pe care s-o fi compus și s-o fi compus în stilul clasic, gen stând la pian și compunând. Toate au avut loc în locuri diferite, la care mai neobișnuite. Da. Dar ce declanșează? Ce declanșează ție acea melodie? Nu știu. O situație anume, faptul că ești în lumea ta, să spunem, cu mintea în ta? Lumea mea tot timpul. Tot timpul sunt cu capul în nori. Uneori, de obicei, versurile sunt inspirate din ceea ce experimentez, ceea ce trăiesc, ce simt în acel moment, situații prin care trec. Iar melodiile îmi vin pur și simplu. Probabil dacă am o stare mai
pozitivă, fericită, atunci îmi vine ceva mai apropiat, mai energetic, mai pozitiv. Dacă, să zicem, de multe ori, cele mai multe melodii îmi vin atunci când nu mă gândesc să creez, când fac orice altceva, când călătoresc, când mă plimb, când gătesc sau orice altă activitate. Îmi vin pur și simplu, nu știu. Uite, doamna Marcela de Rămuș, salutare dragilor, sunt mândră de Bună această tânără seara! minunată, mai ales că și dumneai este din Blaj. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc mult! Vă salut și eu! Bun. Tot ai zis de gătit, deja ne-ai spus de două ori când gătești. Ia să vedem ce gătești cel mai des și ce vă place. Cel mai des, cred că mâncarea românească. Amândurora ne place cel mai mult și o iubim. Da, supe, ciorbe, tocăniță. Da, uneori și ceva rapid când nu avem timp, mămăligă cu brânză și cu iaurt. Bună, bună. Da, Bună, bună. Vezi sunt că mâncarea deja se tradițională. apropie ora de cină la noi și deja pe urmă trebuie să trecem cu toții la gătit și la pregătiri. Da. Poți să ne spui, te rog, un moment când te-ai simțit cel mai mândru? Cea mai mândră, să spunem așa, cu siguranță ai avut astfel de momente pe Da, parcursul vieții. am avut nenumărate momente. Cred că de când sunt mică, fiecare premiu a însemnat mult pentru mine și m-am simțit cumva. M-am simțit fericită și satisfăcută de ceea ce am reușit eu să fac, știind că premiul acela l-am câștigat pe cont propriu în urma muncii mele. Însă, cred că cea mai mare satisfacție a fost atunci când am reușit să-mi lansez prima piesă. Pentru că a fost visul meu. De când eram mică, îmi doream să am propriile piese compuse de mine, cu negativ și cu tot. Și cu da. Deci cred că atunci a fost. Am simțit cea mai mare satisfacție când am reușit să lansez prima piesă. Care au fost gândurile care, dacă poți să ne relatezi, care îți treceau prin minte atunci? Pentru că pentru fiecare există. Da, am fost și entuziasmată, foarte entuziasmată că pot în sfârșit să ofer oamenilor ceva, pentru că deja trecuse o perioadă destul de lungă în care eu nu mai postasem, nu mai participasem la niciun eveniment. Și cumva m-am bucurat că în sfârșit am putut să ofer celor care așteptau de la mine un semn, să le oferă ceva pe plan muzical. Da, cam. Există, să spunem, un lucru pe care ți l-ai dorit și ți-l dorești așa din tot sufletul și este pus pe hârtie acolo, dar care poți să-l dezvălui? Cred că îmi doresc foarte mult să lansez albumul acesta pe care noi îl pregătim și apoi îmi doresc foarte mult să începem un proiect nou care să aibă un pic un stil muzical diferit, mai pozitiv, într-o temă mai pozitivă, mai Ia da. să ne vorbești puțin, dacă tot ai zis de stil, ce stil abordați voi? În principal, pop, dar acest pop are și subgenuri și în aceste subgenuri aș mai încadra și R&B, opera, pentru că am studiat operă și atunci implicit mă influențează și mă inspiră, și hip-hop și elemente de trap uneori, și dans, electronic dance. Care este publicul
căruia voi vă adresați? Sau există doar o, nu știu, o anumită vârstă sau nu numai? Adică de la cel mai mic până ne la cei adresăm. adulți, să spunem, sau mai maturi. Nu cred că există așa un anumit public, nu aș împărți pe o categorie de vârstă. Noi dedicăm piesele noastre tuturor celor care se asociază și relaționează cu noi, cu ceea ce creăm noi. Dacă ne-ai spus, de exemplu, că tu ai mai multe, da, și pe Instagram și pe Facebook conturi pe pagina de socializare și nu numai, unde postezi cel mai des? Și dacă ai putea să ne spui care este ultima fotografie pe care tu ai făcut-o pentru a posta? Cel mai des, cred că postez pe Instagram și pe Facebook. De obicei, ceea ce postez pe Instagram, postez și pe Facebook de cele mai multe ori. Iar pe YouTube postăm doar ceea ce este legat de muzică și videouri în principal. Dar pe Facebook și pe Instagram mai postez și din viața mea personală, nu doar legat de muzică. Ultima poză, nici nu mai știu care este. Hai să vedem, ce poză ai făcut astăzi? Ai făcut astăzi fotografii? Încă nu. Încă nu? Wow! Nu. Nu, pentru că abia ce m-am trezit, pentru că eu, cum știți, lucrez pe timp de noapte, programul meu este puțin dat peste cap și programul meu de somn este aleatoriu. Câteodată noaptea, câteodată ziua, depinde cum se nimerește, pentru că am și facultate și azi nu, încă nu am reușit să ies, să fac nicio poză. Dar cu siguranță după voi ieși și voi face o poză, probabil o să și postez un story. O așteptăm, și în comentarii, bineînțeles. Da. Bun. Și tot aici în comentarii o să lăsăm, spunem celor care ne ascultă, o să lăsăm link-urile tale către paginile tale, astfel încât să te găsească cât mai repede și să nu fie nevoie să dea un search. Bun. Ce înseamnă talent pentru tine? Cred că înseamnă muncă și voință. Cred că dacă ai voință, reușești să faci tot ceea ce îți propui. Și talent, cred că l-aș descrie ca o chemare, pentru că simți, e înăuntru sufletului tău, cred. E o chemare divină, aș spune. Iar dacă ești într-adevăr pasionat și îți dorești să faci asta, motivat fiind, cred că oricine ar reuși să-și urmeze chemare. Super! Dar oricum, ideea este foarte faină și anume că fără muncă, cred că talentul se pierde așa printre degete. Da, da, așa este, așa este. Pentru că suntem într-adevăr înzestrați cu frumusețe, cu talent, cu talanți. Da? Fiecare venim cu anumiți talanți în această viață, dar până la urmă și tu trebuie să contribui ca acești talanți să iasă la suprafață. În momentele în care, da, să zicem că ne-ai spus, ai o anumită situație, cum te manifesti tu, de exemplu, hai să vedem, cum te manifesti tu la bucurie, dar și într-o zi mai ploioasă, da, având în vedere că ești în Londra, hai să zicem așa, o zi mai ploioasă. Da. Mă influențează destul de mult vremea, să spunem. Atunci când este însorit și vremea e frumoasă, mă simt fericită și eu. Când vremea zâmbește, zâmbesc și eu înapoi. Când e mai ploios, cred că sunt puțin mai melancolică, dar cumva cred că ambele situații sunt necesare. Cu siguranță.
sunt necesare și pentru noi, pentru că probabil știți cum e, dacă nu trecem prin anumite situații mai de cumpănă, nu știm să apreciem ceea ce e, Exact. Ce e frumos și da, nu ne mai bucurăm la fel. Și da, le iau așa cum vin. Când e însorit, sunt și eu veselă și Ai creez. un moto sau un tabiet pe care te ajută, da, în momentele mai melancolice? Cred că m-ar descrie un moto, ar fi an old soul in a young body, un suflet bătrân cumva într-un trup Tânăr. scuzați-mă, câteodată gândesc în engleză și mi-e greu să le traduc în română, într-un corp tânăr. Super. Care sunt planurile voastre de viitor, așa, și unde te vezi peste 10 ani? Eu sper să ajungem amândoi să reușim să ne întreținem din ceea ce ne place nouă să facem. Pentru că momentan cel mai mult din timp ne ia munca, locul în care suntem momentan angajați. Și desigur, ca să reușim să ne plătim chiria și tot ce este nevoie aici, avem nevoie să muncim, să avem un salariu și atunci nu ne mai ajunge la fel de bine timpul să-l investim în ceea ce ne face pe noi fericiți și ce ne place nouă să facem. Și atunci cred că asta îmi doresc cel mai mult, să reușim să trăim din muzică. Din muzică. Da. Doamne ajută! Atâta timp cât crezi cu siguranță universul, da? Da, va acoperi. Cu siguranță. Alexia, îți mulțumesc pentru toate gândurile tale frumoase. Te felicit, mă felicit pe amândoi pentru munca depusă și bineînțeles că aș vrea să adresez câteva gânduri așa de final către cei care ne urmăresc acum și cei care ne vor urmări, pentru că acest live rămâne pe pagina de socializare și bineînțeles menționez că mâine va fi urcat pe pagina, pe canalul meu de YouTube și așadar o să vă găsească, să ne găsească și acolo. Te rog! Mulțumim mult! În primul rând, mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați ascultat. Și dacă credeți că aș putea să evoluez și să ajung unde îmi doresc eu, aș fi foarte bucuroasă să mă susțineți și să mă urmăriți pe rețelele de socializare și tot timpul să fiți creativi și să vă urmați instinctul și să ascultați de sufletul dumneavoastră, pentru că el este cel mai sincer și aceia sunteți voi. Cu siguranță. Vreau să mai completez. Niciun lucru măreț în lume nu a fost realizat fără pasiune și odată ce ai ales speranța, totul este posibil. Așadar, Alexia Trif, îți mulțumim pentru acest mult și eu. Pentru că ai împărtășit cu noi o parte din povestea ta de viață. Bineînțeles că ar fi foarte multe lucruri de spus și de dezbătut, dar astăzi am ales să facem cunoștință cu tine și să te cunoască și cei de acasă. Pentru că, într-adevăr, tu, voi împreună, da, sunteți doi tineri cu vise mărețe, cu țeluri mărețe, care cu siguranță le veți îndeplini. Sunt sigură de acest lucru și bineînțeles că lansez invitația că în momentul în care publicați albumul sau aveți alte noutăți, să vii să le împărtășim împreună
Pentru Cu că siguranță, da. ușa, cum se spune, este deschisă. Mereu deschisă, da. Este mereu deschisă și bineînțeles că eu sunt aici și sunt deschisă să sprijin pe toți cei care au vise de îndeplinit. Dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi și așa cum v-am adresat rugămintea și înainte, dacă considerați că gândurile Alexiei și vor fi de folos și altora și poate să inspire, distribuiți acest live și bineînțeles că poate sunt persoane care pot să-i sprijine să-și îndeplinească acest vis al lor. Cine știe, o casă de producție sau oameni cu influență, de ce nu? Vă pup și vă doresc o seară minunată. Mulțumim, Alexia, și eu mulțumim. Mulțumesc mult!